prietenii noștri se vor bucura de un nou interviu, cred eu, spectaculos, ca să-mi găsesc un cuvânt la modă. Astăzi sunt acasă în clubul de fotbal al lui Gabriel Ibiliș, la școala de fotbal Sportstar. Eu îl invit la microfon, el mă invită la el la club. Noi am mai stat de vorbă, am mai apărut în interviurile mele niște chestii cu copii, cu părinți. Astăzi vorbim și cu profesorul. Domn profesor, ce ne spuneți? Mulțumesc pentru invitație, bine ai venit. Cred că era și momentul să faci lucrul ăsta. Așa am gândit și eu, spre rușinea mea, am lăsat-o până la jumătatea lunii mai. Da, mai bine mai târziu decât niciodată. Certitudine, bine. A fost o glumă, dar am și o sâmbură de adevăr. Ok. Zi ce-i de zis. Hai, spune tot ce-i pe suflet acum, pentru că tot sunt la momentul destăinuirilor, da? Și noi doi o să o facem fără niciun fel de ascunzișuri și fără niciun fel de utilizarea limbii de lemn, că nu ne caracterizează. Și nici n-are ce căuta aici. Și nici n-are ce căuta, pentru că discutăm liber. Ai fost capitanul Gloriei. Într-o perioadă tulbure, Liga 3, Liga 2, ai început și tu ca un tânăr, cam cum au început copiii tăi de aici, de la școală. Erai membru al celebrei grădinițe de la Hidrotehnica. Te țin eu minte. Eu nu te știu de la Gloria, de la copii. Eu mi-te amintesc de când jucai la Hidrotehnica. Vreau să-ți fac o precizare. Junioratul l-am făcut la Gloria Buzău, iar la Hidrotehnica am plecat în momentul în care am fost luat în armată, cum era pe vreme. Aha. Asta deci la 18 ani. Da. La 18 ani, după ce am terminat junioratul, am rămas 6 luni în pregătire cu Gloria și a venit momentul să plecăm în armată. Așa a fost înțelegerea că pe perioada stagiului militar să poți juca la Hidrotehnica ASEA. Uh-huh. Așa era titulat pe ei. Mulți dintre jucătorii Gloriei din anii ăia veneau să facă armata la Hidrotehnica. Da, pentru că era o posibilitate lejeră de a-ți face ceea ce dorești și de a rămâne aproape de casă, să joci în continuare fotbal, să nu te duci la Mizil sau la Murșa sau unde mai erau echipele armatei, nu? Da, vreau să spun că Hidrotehnica sau ASEA Hidrotehnica a fost un proiect foarte viabil în anii respectivi, după Revoluție și înainte, pentru că aici am cunoscut, în afară de cei care au și condus pe perioada respectivă secțiile sportive, și fac o precizare pentru cei care sunt microbiști muzeeni, cred că știu foarte bine pe domnul Pompiliu Pășcona, care a fost comandant al acelei unități da, sub directa plăduire a regretatului general Ștefan Gușe. Okay. Da? În anii imediat după Revoluție. Da, ulterior. Vreau să spun că acolo am cunoscut, într-o perioadă scurtă, o mulțime de sportivi de calitate. Era o echipă foarte bună de handbal. Chiar dacă în Liga 2, dar o echipă foarte bună. Da. Era echipă de volei. Nu mai zic de fotbal, care era, să zicem... Box. Da. Erați voi la fotbal și lupte. Minte că era lume pe gard. Exact. Și în tribuna aia mică, cu 4-5 rânduri de scaune, era plină sâmbăta, duminica, când erau meciurile voastre de acasă. Iar pe verde, frumos. Da, și atmosferă plăcută. De asta vreau să spun. A fost o experiență a vieții pe care nu regresc sub nicio formă și ca să dau un anum de cancan, așa, pentru că tot discutăm liber, fiind încă un copil la 19 ani, a venit Revoluția, domnul Pășcuna, când s-a terminat stagiul militar, mă cheamă de parte și îmi spune: ce ai de gând să faci? Rămâi la noi, te duci înapoi la Gloria? Eu zic eu, doream ca fiecare să joc la Gloria, la echipa, mai ales că apucasem să gust din ceea ce înseamnă contactul cu fotbal adevărat. Adică te luase să te antrenezi cu echipa mare, cunoșteai deja jucători ce se plimbau pe acolo, conducători, știai deja oamenii care jucaseră din 84, 85, 86, 89. Adică gândește-te că am prins în 90,
91 am prins chiar unii dintre membrii vechi gărzi, cum aș fi Mircea Constantin, Vasile Lazar, Vasile Ivana, da? Care încă jucau, care jucau. Și se pregăteau să încheie cariera. Da. Oameni de calitate. Plus că am avut șansa să lucrez în perioada aceea cu Dan Turpan, președinte, și cu doi antrenori care mi-au fost foarte dragi. Gheorghe Dobre, zis Moșu, și regretatul Cornel Regulescu. Da? Cel care mi-a fost mie, să zic, un mentor. Și cu care am avut o afinitate deosebită. Dar revin la ideea dinainte. Să dau un amănunt de culise, mă cheamă domnul Coșcona și îmi spune: hai să mergem să-ți prezint pe cineva. Deci, după ce am o discuție inițială. Și unde crezi că mă duce? În audiență la domnul general Gușă. Bineînțeles că vremurile erau de așa manieră încât aveam rezonanța de a fi și militaros. Dar n-am dus-o la estere. Încât în momentul când am bătut la ușă, domnul Coșcona zice: să spui și tu să trăiți. Bineînțeles că am intrat acum. Domnul Gușă, care într-adevăr era un om deosebit, se vedea că este un om dopt, foarte lipsit de formalitate, așa, de formalism, mă invită să iau loc și mă întreabă direct: dragul meu, nu vrei să rămâi cadru militar? Și dai seama că în momentul ăla, când mi-a spus să rămân... Ți-e și rușine să refuz, nici nu știi. Și nu știu ce să spui, pentru că imaginea mea de unui copil care își vrea să facă performanță în fotbal nu prea bătea cu perspectiva pe care dinsul mi-a zugrăvit-o. Armată, joci în continuare fotbal, ai o carieră militară, la un moment dat renunți și... Te oprești, dar rămâi un tânăr locotenent, ce, da, ce era ce acolo? Da. Bineînțeles că am avut un moment așa de reculegere, să zic așa, n-am putut să dau un răspuns pe moment. Am apreciat, i-am mulțumit, m-am retras. Și bineînțeles că am făcut alegerea corectă. Gloria Buzău. Ei au cerut să te reîntorci când ți-ai terminat... Ok, da. Aici a fost toată șmecherii. Bun. O perioadă, am zis eu, tulbure. Antrenori veniți de la București, s-a retrogradat în Liga a treia, banii se plăteau, nu se plăteau, cărțile de muncă se completau, nu se completau. Catastrofal. Mulți jucători veniți din toată țara, nu se mai știe dacă e club al Buzăului sau nu. Ai rezistat până la un moment dat și ai făcut și o ieșire spre Râmnic sau unde ai mai jucat-o? Spre Râmnicul Sărat și Petru Băc. Ok. Câte un an, doi? Câte un an la fiecare dintre ei. A fost o perioadă de recuperare. De ce? În momentul acela aveam cu o accidentare urâtă care m-a scos din circuit un an de zi. N-aveam cum să fac față, mereu recuperându-mă complet, și a trebuit să mă duc să joc. Nu regret perioada de acolo, nici de la Râmnic, nici de la Berg. Am cunoscut oameni ok, am avut șansa să mă recuperez din punct de vedere sportiv. În aceeași ordine de idei, am avut posibilitatea să lucrez cu diferite tipologii de antrenori care te ajute cumva să progresezi dacă îți dorești lucrul ăsta. Și în același timp, mi-am dat seama că diferența între un jucător și celălalt o face doar mentalitatea. Spune-mi acum, cât de diferită este abordarea unor meciuri de la Liga 3 la Liga 2? E chestia aia, că acolo se bagă mai mult materiale, că nu știu cum, jucătorii mai firavi nu rezistă sub nicio formă la Divizia 3-a și că le va fi mai bine la a doua, iar la a întâia vor fi chiar superstaruri, dacă chiar sunt valori. În schimb, la Liga 3 riscă să rămână accidentați veșnic. Da, este într-adevăr o diferență. De ce? Într-adevăr, nivelul calitativ al jucătorilor diferă de la Liga la Liga. Cu cât înaintezi, cel puțin în vremurile respective, unde calitatea jucătorilor de Liga 3 era totuși o constantă. Nu mai zic în anii 2000, când am jucat în zona aia, mă refer și la anii anteriori, 90. Când veneau spre Liga 3, jucători care se retrăgeau deja de la prima, a doua ligă, deci oameni, fotbaliști buni, bunicii. Foarte buni. Eu am zis bunicii, dar ei erau foarte buni. Oameni buni. Vreau să spun că... Voi, niște copii, tu nu mai erai un copil deja, aveai 26-27 de ani. 23 aveam. Când te-ai dus la Liga 3-a? Exact. Ok. Să stai lângă niște jucători de 27, 28, 30 de ani, cum era
Marian Alexandru la Berca, care jucase la Farul Constanța, da. Paveliuc. Paveliuc, sigur că deci, da. Deci era ceva. Gândiți-vă că dacă ne raportăm la ceea ce jucători reprezentativ Bărbosu. Buzău, nu, Bărbosu a fost... L-ai prins la Buzău. La Buzău. L-ai luat Buzău. S-a adus domnul Lunie Demn. Vreau să vă spun că, adică să le spun celor care ne urmăresc, că era o diferență valorică evidentă. Jucătorii de calitate extraordinară. Hai să vezi că extraordinar, o calitate superioară a ceea ce foarte bun. Aici. Da. Și din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere sportiv, de la care am avut de învățat. Și dacă aș face așa un remember, apropo de Bărbosul, care s-a dat cu Dumnezeu să ierte, nu mai este printre noi, un băiat de o finețe extraordinar. Un stângaci pur, care a jucat cu Poli Timișoara în cupele europene, care vine la noi la Liga a doua atunci și a făcut-o bine. A făcut-o bine de tot. Bine, foarte bine. Deci gândiți-vă că în anii aceia, la Gloria Buzău, vorbim de 96-97. Cam așa, da. Am avut o perioadă în care Gloria a plecat de la retrogradare și a ajuns în primele trei. Dacă mă înșel, a terminat un sezon pe locul 3. Da. Gândiți-vă că în anul respectiv se băteau la promovare Dacia Brăila cu FCM Bacău, condusă de regretatul Sechelaiu. Și noi am avut un meci decisiv aici, în Crâng, cu Dacia Brăila. La Dacia Brăila era o ex-trupă de foști jucători la Petrolul Ploiești. Cu Capica, Mocanu, Ștefan Matei, jucători de Liga. Se întâlniseră ei cumva cu un antrenor exact. Cu feeling pentru petroliști, îi luase lângă el spre da. Brăila. O echipă foarte bună. Și noi am avut în momentul respectiv o echipă bună și mi-aduc aminte că a jucat meciul acela decisiv într-o miercuri. Ora 17. 10.000 de spectatori pe stadion. Și noi o echipă bună. Adică, ca să-i numeam așa în poartă, mi-aduc aminte că era Pufi Stoian. Sau să nu greșesc. Sau Radu. Sau Radu Chiria, cineva. Fundaș Radu era Brașoveanu. Auraș Brașoveanu, care a făcut ulterior o carieră de conducător, de club. Fundaș central era Vasile Roșu, Vali Roșu și cu Pătru, a fost jucător de Liga 1 la FCM Brașov. Și stânga, fundaș stânga era Bărbosu. Linie de mijloc. La meciul acela. Paveliuc, Kaiser, Ugureu Kaiser, subsemnatul, Ion Radu Mineru, de la Jiu Petroșan, George Timiș. Da? Și mai era Tarsk, era Drăgulin, schimbat deseori cu Șlapă, cu Daniel Șlapă. Echipă foarte bună, foarte bună. Și am câștigat un zan. Vreau să vă spun că a fost așa de multă tensiune și așa de multă încărcare și, cum să zic, de bușeu după aceea, cât ne-am dat seama că asta înseamnă fotbalul adevărat. O echipă foarte bună și de o parte și pe cealaltă. Așa a fost să fie. Cam aici. Da. Erau bani frumoși, într-adevăr. Și parcă se juca mai mult pe poartă. Astăzi mai vorbesc cu tot felul de cunoștințe și mă întreabă... Ai văzut voluntar cu Ceahlăul sau Chindia cu Chimier Nicu Vâlcea? Pun așa două nume la întâmplare. Păi deschizi televizorul, după 10 minute de ia somn, nu te mai trezești odată prin minutul 60, minutul 70, 68, 70, iar te ia somn. Ritmul lent, nu se joacă pe poartă, se joacă mult lateral, se caută posesia, cine dă gol, îngheață total, otrăvește aerul și fontanele. Ai dreptate aici. Vreau să spun că este în primul rând o diferență de calitate a jucătorilor. N-aș vrea să fiu subiectiv și să mă gândesc la generațiile mele sau cele anterioare. Am trecut în perioada asta de după Revoluție, anii ăștia mulți, prin toate genurile de competiții, de la nivele joase până la nivele ridicate. Și mi-am dat seama că în ultima perioadă și societatea s-a schimbat. Și atunci copiii vin la sport, dar nu mai vin cu aceeași plăcere și implicare care era problema noastră. Pentru că tentațiile sunt multe. Da, da. Și atunci? Vezi tu, plăcerea și dragostea față de sport pleacă din familie. Că dacă acasă se vorbește de sport și tata îți cumpără bicicletă sau trotinetă sau role să faci în timpul liber un pic de mișcare, la un moment dat o să-ți placă și mingea. Sau, indiferent că e de basket, de fotbal, de volei, nu, de handball. Dar dacă acasă ți se dă telecomanda de la televizor să te uiți pe Cartoon Network sau acum cu device-urile
și nimeni nu te scoate din casă la aer, deci cred că și din educație pleacă. Cu certitudine din educație. Deci, dar contează mult și autoeducația. Pentru că ceea ce am vrut să le transmit eu copilor care sunt la mine la grup, și nu numai lor, și celor care sunt părinți acum și au copii, este important să îi îndrepte către sport. Nu contează că este o ramură sportivă importantă cum este fotbal, orice tip de sport. Aici vorbim nu neapărat de performanță, aici vorbim de sănătate, în primul rând, și de a forma caracter. Pentru că nu toți cei care se practică sportul vor face pasul automat către performanță. Dar noi, cei care suntem implicați, suntem datori să-l creăm amintiri, să creăm o conduită și să-i ajutăm să se descopere. Ăsta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem copilor noștri. Că din ei vor fi și vârfuri, este o bucurie și o realizare pe măsură. Dar marea majoritate nu se reușească să facă pasul ăsta. Nu toți vor fi sportivi de performanță, cum nu toți vor fi medici, cum nu toți vor fi șoferi de taxi sau nu vor fi ingineri aerospațiali. Da. Și vreau să fac o mică paranteză. Unii dintre copii mă întreabă: domnul antrenor, noi mai jucăm astăzi fotbal? Păi da, jucăm. Ei tot timpul conștientizează fotbalul ca și joacă, ceea ce este un lucru extraordinar. La vârste fragile nu este normal să încorsetăm în reguli tactice, să încorsetăm cu foarte multe indicații. Trebuie să le dai legeritatea să regăsească plăcerea de a se juca fotbal ca acasă, ca în curtea școlii, cum jucăm și noi. În parcare, exact. Adică nu strigi tot timpul după margine: Georgică, dreapta, aleargă acum, du-te, centrează. Mult timp îi lași să joace ce simt ei și undeva la întreruperea jocului sau când trece prin dreptul tău îi spui: era mai bine dacă centrai sau era Ionel singur, puteai să-i dai lui pase? Asta ar fi o metodă ideală, dar este foarte puțin pusă în practică. Și nimeni se mai întâmplă în timpul jocurilor să vorbesc cu copiii și să le mai atragă atenția. Este inevitabil. Pentru că copiii, la un moment dat, acumulează tensiune, acumulează frustrări. Și nereușitele lor se transmit în atitudine. Dacă tu de pe margine vii cu multe indicații, dacă mai vine și părintele de pe margine, care este un factor perturbator în timpul jocului sau antrenamentului, ceea ce este important să rețină părintele sportiv, atunci copilul ăla își pierde. Își pierde direcția. Nu mai știe. Păi de o parte este tatăl sau mama, care îl presează, poate de o parte este antrenorul care încearcă, poate de o parte este el. Care crede că mai bine aleargă cu mingea în direcția aceea. Și atunci copilul ăsta are niște dileme. Și tu îl pierzi. Părintele care nu înțelege lucrul ăsta, îi se pare că are tot dreptul să facă acest lucru, deși nu este așa. Pentru că plătește taxa lunară a copilului. Nu neapărat că plătește taxa lunară, plătește sau visul lui de a-și vedea copilul aici, campion. Aici e problema. Pentru asta plătesc, să devină campion și să dea gol sau să salveze un gol? Nu. Cred că mulți dintre părinți și eu ca părinte mi-aș dori să le trăiesc prin copilul meu ce n-am reușit eu din punct de vedere sportiv. Că să te depășească, da. Toți visăm ca la un moment dat copiii noștri să ne depășească acolo, într-un domeniu. Dar nu e în corect. Cazul tău, ca fost sportiv de performanță. Corect. Dar nu este corect să pui asemenea presiune pe el. Pentru că copilul ăla are propriile idei, propriile visuri și nu se știe dacă presiunea pe care o faci tu ca părinte este lucru potrivit. Cu certitudine este o zonă negativă. Și vreau să spun că sărim dintr-un an la altă. Fotbal profesionist, copii și amatori. Copiii sunt surprinzători din plăcere. Dacă îi câștigi, copiii trec foarte ușor de la a plânge la a zâmbi. Pentru că sunt copii. Și noi de multe ori uităm lucrul ăsta. Și ei sunt cei mai sinceri judecători ai tăi ca antrenor. Se sizează foarte ușor nedreptate. Faptul că vrei să-l avantajezi pe unul, sau că nu că vrei, că-l avantajezi pe unul de favoarea lui, deși nu e corect. Și atunci ei sunt simpli și în reacții. Și cumva spui un semn de întrebare și te gândești: de ce am făcut asta? Să merită? Aici este un lucru foarte fin la care noi, cei din fotbalul juvenil, trebuie să fim atenți. Și este regula asta de care mi-ai spus și pe care probabil o impuneți. Am mai vorbit și cu alți băieți care sunt antrenori în fotbalul juvenil
le impuneți părinților încă de la primele întâlniri, ciocul mic pe margine, fără indicațiile, spuneau băieții de la LPS, când fac în sală, efectiv încuie ușa. Rămân în sală doar cu copiii, nici măcar cu părinții care știu că sunt cu minți. Absolut nimeni nu rămâne în sală, antrenorii și copiii. Da, este un lucru logic să faci, să faci asemenea, să ai o asemenea atitudine. Dar eu mă așez pe faptul că toți părinții au capacitatea să înțeleagă că este o zonă sensibilă a familiei, a copilului și a relației dintre ei doi. Antrenorul de asta este pus acolo. Da? De-aia mi l-ai adus mie ca antrenor. Ai încredere în mine? Dă-mi girul. Nu? E o atitudine, e opțiunea ta ca părinte să-ți duci unde vrei la orice rapoare sportivă. Și atunci constați dacă ai procedat bine sau nu. Repet, este un subiect delicat, este un subiect pe care putem să-l discutăm la nesfârșit, dar este un conflict între părinte și partea politică. Pentru că părintele, la fotbal, la politică, se duce pe toată. Mai mult sau mai puțin. Așa, da. Așa avem impresia. Așa avem, adică impresia. Putem să discutăm la infinit despre fotbal și despre politică, exact. Și simțim că avem dreptate cu toate frazele. Deci, așa este. Și atunci încerc, eu încerc prin ceea ce fac aici să le iau presiunea copiilor, să o arunc în cărca mea și să le creionez părinților o direcție. Nu spun că nu greșesc. Este inevitabil să greșesc. Dar încerc să, da, cu certitudine recunosc lucrul ăsta și încerc să corectez ceea ce am făcut greșit. Înveți și tu în fiecare zi câte ceva nou? Nu sunteți deja... sunteți 40 plus, over 40, nu? Sunteți niște capriori, voi deja. Mai mici sau da, mai mult sau mai puțin. N-aveți deja impresia că le știți pe toate dacă ați jucat fotbal la nivelul la care ați jucat? Odată ce ai ajuns capitan la Gloria, pentru un buzoen, mie mi se pare maximum la un moment dat. E clar că poți ajunge mult mai departe, cum au făcut-o Pompilică, cum au făcut-o mulți alți, Iobiorelor, Ilie Stan și tot așa. Dar la un moment dat, pentru un copil născut, crescut în Buzău, să ajungi capitanul Gloriei, echipei locale, Fanion, mi se pare maximum al idealului, al visului. Da, este așa, este a fost un vis pe care mi l-am împlinit. Și vreau să spun că mi-am dorit lucrul ăsta. Dacă ții minte, când în 84-85, Gloria a avut echipă în Liga 1, foarte bună. Cu Șumulan, Schimar, cu Mitică, Balaur, Comănescu, Vasile Lază, cu Dudu Georgescu, o echipă extraordinară. Și mi-aduc aminte copii de mici, eram copii de mici și miercurea făceam un joc de pregătire. Cu noi, cu juniori. Bineînțeles că scorul era mare. Nu conta scorul? Dar vreau să spun că în momentul când intram pe vestia, pe tunel și ieșeam cu ei și interacționam cu ei pe teren și reușeam să fac o preluare pe lângă Dumitru Marcu, dau un exemplu, deci era o satisfacție imensă. Nu mai spun să intri în vestia și să stai lângă ei și să poți să le care pereche de vin. În timpul meciului să te bată pe spate, să te tragă, să te împiedice, să îi fur mingea. Exact. Era Dudu Georgescu, era State, era Balaur. O echipă extraordinară. Tulpan. Tulpan. Bun. Hai să trecem din nou la tactică, că încă îmi stă pe creier chestia asta cu fotbalul lateral. De ce va nebuni tiki-taka pe toți? De ce copiii pleacă după 18-20 de ani, când îi vedem la televizor în prima ligă sau și meciul de liga a doua, la orice contact țipă și se rostogolesc și așteaptă o intervenție chirurgicală? Să le schimbe nasul, piciorul, mâna, capul și peste 30 de secunde se ridică și zboară din nou. O învață de la voi, de la 8 ani, de la 10 ani chestia asta? Puneți voi accent pe tactica asta de pârjolire? Nu. Eu cred că fac o mică paranteză. Să fie antrenor la senior, cum am fost eu, și să vii către fenomenul juvenil, este o mare diferență. Când ești antrenor la senior, ai două variante. Să-ți câștigi respectul și ai câștigat grupul, sau să ți-l pierzi și n-ai să reușești niciodată să faci ceva.
Pentru că seniorii sunt oameni maturi și apreciază în mod, marea majoritate a timpului sau a dăților, apreciază în mod corect ceea ce le oferi tu. Corectitudine, implicare, valoare ca antrenor, da? Pe când, în schimb, copiii ei te judecă prin prisma a ochilor lor, a ceea ce li se transmite de acasă și a ceea ce iau din societate. Referitor la ce spuneai, aici este o problemă nu numai a generațiilor de acum, ci și o problemă anterioară. Poate că așa suntem construiți. Poate că diferența între noi și ceilalți este de atitudine. Ceilalți vorbim de jucătorii profesioniști, să zicem, din vestul Europei. Sau nu știu, că și rușii sunt peste noi și turcii sunt peste noi. Și grecii sunt peste noi, s-a dovedit. Cea mai bună dovadă este Croația. E cea aproape. Deja vorbim de altă lume, de Iugoslavia. De fosta Iugoslavia vorbim deja de... Și atunci, eu ce le cer copiilor și le-am cerut și celor care i-au antrenat seniori, să dea dovadă de bărbăție, adică să admită contactul fizic, pentru că este inevitabil, fotbal este un sport de contact, dar în același timp și când simt că cedează să nu renunțe și să încerce să elimine toată treaba asta de, de compătimire, de autocompătimire. Pentru că nu e normal. Aici încercăm să îi facem să devină puternici, să se confrunte cu propriile teme, să se confrunte cu adversitate. Dacă tu la cel mai contact cazi și aștepți să te încurajeze ceva sau arbitru, cineva sau arbitru să-ți dea o lovitură liberă în speranța că ai rezolvat ceva, nu este soluția corectă. Și atunci trebuie să motivezi, să înțeleagă că scopul nu este ăsta, scopul este să construiască, să se lupte cu adversarul, să devină mai bun ca el și atunci rezultatele pozitive vor veni. Deci nu sunt de acord sub nicio formă cu astfel de manifestare. Și acest lucru le transmit și copilor care le mănânce. La intrarea în clubul vostru am văzut o chestie foarte interesantă în limba engleză, la care eu sunt specialist, ca să zic așa, și îi spune, dacă ai fost în stare să crezi în Moș Crăciun timp de 7 ani, fă-o și în tine, însuți pentru 90 de minute. Corect, corect. Este un motto la care, pe care ar trebui să-l cunoască marea majoritate a copiilor. Ar trebui să-l aibă tatuat pe creier. Întrebărit, da. Repet, copiii sunt diferiți ca personalitate. Temperamentele reprezintă un amalgam și ție ca antrenor, efectiv, îți e sarcina cea mai dificilă să-i omogenizezi. Pentru că tu nu te gândești doar la copilul tău, al lui Ivriș, da? Sau celuilalt. Trebuie să iei grupul în ansamblu. Și atunci trebuie să te cobori la nivelul de înțelegere al fiecăruia dintre ei, ca să poți forma un grup. Pentru că individual n-ai nicio șansă. Unul e mai talentat, unul e mai muncitor, unul este mai alergat. Mai mult, altul alergă mai puțin, dar poate e mai tehnic. Și atunci trebuie să găsești numitorul comun. Dar implică, aspectul ăsta implică enorm de multă răbdare, pasiune, pentru că nu este ușor, implicare și, repet, trebuie să ai și șansa de a avea un grup unit, un grup care voi să faceți deja să se simtă ca fiind o familie, o frăție, o unitate militară de elită care luptă unul pentru celălalt și toți împreună să câștige un meci de fotbal până la urma urmei. Da, este, să zicem că este o paralelă aproape de adevăr. Pentru că la vârsta asta copiii n-ar trebui să fie apăsați până în 13 ani de rezultat. Presiunea rezultatelor o punem noi antrenorii, părinții, în primul rând, pentru că pentru ei, ca și părinte, reperele sunt următoarele. Îl duc acolo pentru că câștigă. Îl duc acolo pentru că dă goluri. Câștigă o diplomă, vine cu o diplomă, cu o medalie, cu o cupă. Aici problema se pune mult diferit. Pentru că în momentul în care un copil talentat mă face pasul către echipă de senior, nimeni nu va judeca pentru diplomele pe care le-a avut. Au plus dormitorul de diplome și medalii. Exact. Nu vor mai conta. Ce a făcut la 10 și la 12 ani? Sub nicio formă. Contează ceea ce reprezintă el în acel moment. Și dacă a făcut pasul în momentul potrivit. Pentru că poți să-l iei de la Ibriș și să-l duci la Steaua. La Ibriș cel mai talentat. Crezi că poate face acolo, dar nu e momentul potrivit. Și atunci
Copilul o să pierde, acumulează frustrări, vede că nu joacă. Nu e ușor să vii într-un club deja format și tu să faci ce? Să stai cu bancă. Simțindu-te prinț într-un grup, exact, și vii cerșetor în celălalt grup. Da. Este un mod foarte fin de a ajuta pe copil să progreseze și să-l faci să ajungă într-un moment potrivit, în locul potrivit. Crezi că aici face diferența fotbalul profesionist? Vorbim de copii, nici nu vorbim de echipele mari profesioniste, dar îi spunem fotbal profesionist la nivelul copiilor care joacă contra naționalilor României de 14, 16, 18 ani, 20 de ani și ne dau câte 4, 5, 6 goluri. Și la 3-0, antrenorul lor strigă, hai, în continuare, la luptă, pe ei. Da, este medicamentație, recuperare, totul. Contează foarte mult ansamblul în sine. Copiii trebuie conștientizați de la vârste fragede și autoresponsabilizați în ceea ce privește odihna, în ceea ce privește implicarea și trebuie foarte mult ajutați. Tu, ca părinte, ai datoria să investești în copilul tău. În primul rând, sufletește, să-l susții. Apoi, cu certitudine, în funcție de sportul pe care îl practică, inevitabil trebuie implicat și material, pentru că sunt sporturi în care plătești mult mai mult. Sau sporturi în care îți se oferă, dar la un moment dat totul se întoarce, pentru că copilul aceluia, dacă nu-i oferă la momentul potrivit șansa de a progresa, se poate pierde. Și atunci trebuie să sesizezi momentul și locul potrivit pentru asta. Iar copiii, repet, copiii sunt ca niște cărți pe care trebuie să descoperi filă cu filă. În momentul în care reușești cumva să ajungi acolo în sufletul lui, copilul acela va percepe mesajul corect. Alții sunt mai murini. Indiferent ce le spui, poți să dai cartea de la cotor față, spate și invers, mesajul este recepționat din ce în ce mai greu. Depinde de voi, de profesorii de sport, de antrenorii de la cluburi, să-i faceți să se îndrăgostească de sport și să-și dorească să vină zi de zi la antrenament sau la fiecare antrenament, că nu e cazul de zi de zi. Sau trebuie să-i spună tati, mami, hai, Georgică, jumătate de oră mai avem antrenament, nici nu ți-ai pregătit geanta, nici nu ți-ai pregătit nimic. Cu certitudine sunt cazuri și de genul ăsta. La fel de adevărat este faptul că implicarea ta ca antrenor trebuie să fie maximă. Copilului trebuie să-i placă, să se regăsească și atunci îți va veni cu plăcere. Dacă cumva îl constrângi, tu ca părinte și tu ca antrenor, niciuna din cele trei părți nu câștigă. Nici părintele, nici antrenorul, iar copilul cu certitudine va pierde. Ei trebuie să aibă un set de valori. Societatea de astăzi și-a pierdut din valorile pe care le aveau generațiile de altădată. Într-adevăr, sunt copii extrem de inteligenți. Un bagaj informațional complex. Te depășesc. Dacă nu te documentezi, poți să fii prins în offside fără dar și poate. Dar, față de ceea ce înseamnă sportul și sportivii însemnau, avem o problemă de atitudine. Pentru că copiii aceștia au totul aici. Ei nu sunt învățați să muncească pentru ceea ce obțin. Și atunci tu ești nevoit, când îți vin copii la antrenament, să le impui un set de reguli, să le impui disciplină, să le impui o atitudine așa cum trebuie. Pentru că ei, să lucrezi într-un grup este foarte greu. Nu este un sport individual. Sportul de echipă te ajută să progresezi sau, din potrivă, te ajută cumva să vezi care sunt limitele tale și dacă ești potrivit sau nu. Vorbim de sport individual, vorbim de sport de echipă. Ei trebuie să conștientizeze că inclusiv strânsul echipamentului, împăturit, curățat ghete, adunatul mingilor de pe teren, strânsul plasei sau alte chestii din astea de autogospodărire, de curățenie în vestiar, e tot treaba lor. Cu certitudine, adică trebuie să-i ducem noi în zona în care să fie conștienți și despre responsabilitățile pe care. Dacă îmi permiți, am să fac o mică paranteză legată de copii și junior și o întrebă
O să-ți spun, dar de fapt îți spun despre experiența pe care am avut-o în Arabia Saudită. Alături de domnul Leonida Nedelcu, am fost antrenori amândoi în Liga a doua din Arabia Saudită. La echipa unde mi se pare că acum este antrenor Isei, se numește Al-Hazra. Și vreau să spun, când am ajuns acolo, baza sportivă impecabilă. Accentul se punea pe copii și juniori. Jucătorii la momentul ăla, în Liga a doua unde am fost noi, erau salariați, doar vreo câțiva profesioniști. Vreau să-ți spun că copiii care veneau la talent, foarte talentați, dar aveau acea atitudine de confort pe care le-o permitea familia. Da. Copiii talentați, gândește că făceau antrenament numai nocturn, terenuri impecabile, gazonate, nu sintetice, gazonate natural. Plus că exista și un quantum financiar pentru cei care erau în atenția primei echipe. Nu era o sumă semnificativă. Dar era un bonus, era un stimulent. Și vreau să spun că în momentele acelea, după antrenamentele cu echipa mare, rămâneam la copii și la juniori. Și vedeam cât sunt de talentați. Dar cât sunt și de boi. Nu-ți imaginezi. Și întreb pe jucătorii de la echipa mare. Și v-am și spus. Aici facem fotbal, dar punem cartea în primul rând. Pe locul întâi. Da? Cei care sunt talentați și doresc să facă pasul, merg înainte, dar în primul și în primul rând, așa era percepția acum 15-20 de ani, să mergem către carte. Să creeze oameni deștepți, în primul rând să le dezvolte intelectul. Corect. Cei care vor fi deștepți și sunt bine pregătiți și fizic, vor face și sport. Și carier, da. Da? Șansa mea a fost că atunci am dat de un grup de conducători tineri. În Arabia Saudită. Oameni cu care discutam așa cum discut cu tine. Deci, destul pas la minte, cu mai multă engleză, cu mai multă gimnastică, ne-am înțeles perfect, n-a greșit nimeni. Vreau să spun că am rămas plăcut impresionat de oamenii de acolo, foarte corecți, dar foarte susceptibili din punct de vedere al performanței. Și drept dovadă să vede că sunt puțini antrenori români care au făcut carieră în spațiul arab. Arab? Da. Primul dintre ei a fost, sau între primul, a fost Balaci. Ilie Balaci, care era punctul de reper în acea perioadă. După aceea a apărut și a fost și Rednic. Iordănescu, după aia Roiu și în continuare. Și vreau să spun că antrenorii români au fost extrem de apreciați. Unii dintre ei au avut șansă, alții nu. Unii dintre ei au ales un job călduț la o academie. Alții și-au dorit mai mult, s-au dus la echipa de seniori. La academiile de fotbal de acolo pot să rămâi un an, 2, 3, 5, 10 fără probleme, pentru că gestionez altfel lucrurile. În schimb, la echipa de seniori e supus riscul. Presiunea rezultatului de etapă de etapă. Și ca să dau un element de culoare, în momentul respectiv ne-au adus conducătorii clubului un fost internațional saudit. Îl chema Sahabi. Cu vreo 2 ani în urmă, fusese declarat cel mai bun jucător al țării respectiv. Participa la campionatul european mondial. Alasi, campionatul continental. Da. Și ne-au și spus, domnule, vă aduceți un jucător. Foarte bine, domnule. Aduceți. Și mi l-a adus. 2 metri. Solid. După 2 ani de pauză, cu ceva kilograme. Președintele ne spune, domnule, îl iubește lumea. O să vedeți reacția spectatorilor când s-o vadă pe teren. În fin, l-am luat în pregătire, fundaș central. Și jucăm un meci amical la vreo 100 de km de oraș. Și domnul Nedelcu spune, Gabi, spune-i să se ducă la corner, să dea cu capul, că e mare, e puternic, ne ajută. Îi spun, Sahafi, du-te. Să duce, bineînțeles, elan, frumos, corner pentru noi, nu lungește nici. Trebuie să trecem în fața de apărare. Greu de ajuns. Greu de ajuns. Nu știu cum se întâmplă, contra-ataca nostru, corner pentru noi. Mă uit la Lorin Nedelcu, eu se uită la mine și zice, zi. Și strig, Sahafi, du-te încă o dată. El se uită lung așa la mine și îmi zice, again,
Adică din nou? Pentru el era deja un chin returul de la poarta adversă în mijlocul apărării sale. Să facă iar 60-70 de metri era deja... S-a dus. Bineînțeles că s-a dus. Bineînțeles că n-am avut rezultat. Se întâmplă odată să dai gol, de 10 ori se întâmplă să n-ajungă mingea la tine. Da, și ca să termin într-un mod amuzat povestea, vine primul meci oficial acasă, stăm și ne gândim într-o seară ce facem, mă băgăm, să mă băgăm. Din punct de vedere fizic nu prea era, dar avea experiență, să vede. Ne-am gândit că este un motiv important și pentru suporteri, pentru că era un nume în momentul respectiv și am gândit una. Vine și ei cu cam un vestiar înainte de meci. Se uită, vede care e formația, vede că e titular, zâmbea omul perfect. A luat o primă de joc. Toată lumea a zis, să dai drumul la treabă. Vreau să spun, când a ieșit echipa pe teren și l-au anunțat la microfon. Deci a fost o nebunie în tribună. Cu tot de acuzor. Idolul tribunei. Idolul tribunei. Deci exact asta a fost. A început meciul. Deci după 10-15 minute era cu inima la gât. Era terminat fizic. Terminat din punct de vedere fizic. I-am spus, m-am uitat la canon, mi-a dat la mine și s-a hotărât să-l schimbam la pauză. L-am schimbat la pauză, mi-a dat aminte și acum. Deci băiatul a fost extrem de sincer la pauză. Și mi-a dat aminte când am anunțat schimbarea, zâmbea cu gura până la urechi, pentru că el era mulțumit. Își făcuse revenirea, lumea l-a aplaudat, era 0-0, nu greșise, dar nu mai putem. Și m-a dat așa puțin de mânică înainte să iasă colegii de echipă și zice, thank you. Și a dat seama că limitele lui ale erau. Ale erau în momentul respectiv. Ai jucat fotbal. Sunt cazuri în care nu mai poți să respiri, nu poți să duci ritmul unui meci. Și îl vezi pe unul din colegi că ridică mâna și spune, nu mai pot scoate. Ce simțiți voi ceilalți? Păi acum depinde de cât este. Una e să faci la 3-0 pentru tine, una e să o faci la 0-1 și să o consideri motiv de lașitate sau de ce ai intrat nepregătit? Este o linie fină aici în care poți să emiți o judecată. De ce? Într-adevăr contează contextul. Dacă este echipa ta în avantaj, bă, din punct de vedere mental, te autosugestionezi să conduci, să continui. De ce? Pentru că îți face plăcere, ai 3-0, să joacă lejer, ai și finalizări, nu mai este presiunea rezultatului, nu este tensiune. Dar atunci când ești într-un moment de presiune, când echipa sau jocul este pe buche de cuțit, depinde foarte mult de felul în care percepi efortul și lui. Sunt motive reale, pot fi motive reale. Epuizare fizică, accidentări, există. Dar noi, ca jucători, ne cunoșteam și știam care ar putea să facă lucrul ăsta, care are drag, care nu e în joc. Și atunci, dacă nu e în joc, decât să joci cu o mână moartă, mai bine se schimbă, pentru că contează. Dacă simți tracasat de la cabină sau dacă evoluția nu e în ciclu săptămânal de antrenament sau în ultima perioadă nu e ce trebuie, atunci este clar că trebuie să ții măsuri. Și ne taxăm între noi, ne taxăm cel puțin. Când era un meci de genul ăsta. Se întâmplă că joci 3 ani la rând, ești în serie cu Brăila, da? Sau cu Urziceni, sau cu Făgărașul. Și la Brăila joacă Nea Georgică, care joacă pe partea ta și este foarte bun și în primul meci și în al doilea meci te-a tot țăcănit, te-a tot înnebunit, te-a tot tamponat. Vine și al treilea meci. Cum intri în meci înainte, în fața lui? Cu ce inimă mai intri? Că știi că vei fi dominat din nou. Să spun un exemplu clar. În anii respectiv, anii 2000, jucau la Brăila frații Brătian, Constantin și Vasile Brătian. Constantin Brătian, portar, Vasile Brătian, fundaș central. Dar cea Brăila, din anul, a jucat și echipa națională, era pe moment de final de carieră. Și ne-am întâlnit de 3 ori, exact în aceeași zonă. Jucam mijlocaș, pe urmă jucat fundaș. Și la pornere, antrenorul spune, care o primire pe Vasile Brătian, să nu dea de cap. Care era 20 de centimetri peste tine. 2 metri și un pic. Eu 1,80 m. Ce să-i fac eu Vasile Brătian? Și asta și m-am gândit. Ce aș putea să-i zic? Și am zis, Vasile, ești cel mai bun fundaș central pe care l-am în România. Ești... Deci e o onoare pentru mine să joc alături de tine.
Asta în timpul jocului. La faza de fiecare nu mai spuneam. Știu că vrei să dai gol. Știu că poți. Dar mai gândește-te puțin că lumea asta a venit să te aplaude pe tine. Dar vreau să-l spun și pe tine. Îi ziceam în termeni scurți, așa. Ca să reușesc să-l scot din joc. Pentru că n-am avut șansă. Să-i distrag atenția, da. Și la un moment dat, când vreau să sar la cap, l-am călcat pe talpă, pe laba piciorului. N-am mai avut de la. Am fost atent să mă văd arbitru, l-am călcat pe laba piciorului și n-am să mai sar. S-a terminat faza și venea în spatele meu, simțeam cum vine așa cu pași mari și a zis: ai râs de mine, ți-ai bătut joc de mine, ai vrut să scape până adversar. S-a terminat meciul până la urmă, ne-a bătut 1-0, dar la final ne-am strâns la vestiare acolo și ne-am amuzat pentru că i-am explicat, n-aveam altă șansă. Toți aveți trucurile astea, mai devreme sau mai târziu. Inevitabil. Mai directe sau mai indirecte. Contează mult pentru că să te adaptezi situații din moment. Că ce puteam să zic antrenorul? Nu mă duc eu să dau cap. Nu puteam să dau cap în față niciodată. Și atunci ar trebui să-l fac. Să nu sară el. Nici nu era nevoie să sară, că el nu m-a direcționat. Și atunci m-am adaptat cumva. Asta vreau să spun, că contează mult felul în care percepi jocul și care te pliezi. Ce vor părinții de la viață? Își aduc copiii la sport, după 3 săptămâni, după 5, după 6 luni, nu le place, să plictisesc, sunt comozi, sunt leneși, sunt comozi. Preferă acasă, pur și simplu. Poți să mai faci pe părintele ăla, dacă te întâlnești cu el prin așa, ce mai faceți, domn profesor? Cum e Georgică? Păi e bine, dar acasă. Poți să-l convingi să vină iarăși cu copilul pe terenul de sport? Este o întrebare dificilă. De ce? Pentru că există niște factori de care trebuie să ții cont. 1. Dacă ai fost implicat în mod direct în relația părinte, antrenor copil. Copilul acela... Deci dacă a fost elevul tău. A fost elevul tău, da? Este posibil ca acel copil la un moment dat să nu se regăsească. Este posibil ca la un moment dat influența părintelui de acasă să fie cea care predomine, să te spună, stai că nu faci față. Nu ești așa bun, ești grăsuț, nu poți să alergi, stai că transpiri și să nu răcești. Sau poți să-i spui, hai să încercăm și altceva, poate nu se regăsește la forma, poate nu se regăsește la terenul sportiv. Sau poate vrea mai carte, dau un exemplu. Sau poate să spună că nu este mulțumit de felul în care relaționa cu tine. Pentru că este foarte dificil să-i mulțumești pe toți. Este practic imposibil. Și atunci te gândești și analizezi și măsura, e decizia în consecință. Din punctul meu de vedere, orice copil care renunță la sport, eu pierde. Indiferent de rangul la sport. Pentru că sportul, repet, în afară de, așa cum știm cu toții, îți dă o activitate sănătoasă, te ajută să te dezvolți pentru ceea ce urmează în viața ta ca adult. Pentru că sportul îți croiește ambiția, caracterul, da? Dorința de autodepășire. Iar dacă tu, ca părinte, nu îl îndemn către ramura asta și doar te mulțumești că a lăsat să stea pe tabletă, telefon, nu este o soluție. Nu toți sunt genii. Nu toți au această traiectorie în viață. Și mai devreme, mai târziu, tu, ca părinte, vei fi nevoit să faci pasul de lângă el. Și va rămâne copilul pe cerul lui. Cu ce a învățat de acasă și mai ales cu ce a învățat din propria experiență. Pentru că de aici pleacă caracterul. Când plecai tu la 14 ani, la 15 ani, la 16 ani, singur spre stadionul Gloria la antrenament, sau vă duceați în crâng și făceați pe Vitu, cu lință, cu cine făceați voi, mergeam, plecai singur de acasă sau te suie în autobuz, în 7, în 8, în 5, ce era pe vremea aia? Acum toți copiii cu părinții cu mașina. Bun, sunt situații în care se locuiește mai departe și nu poate să vină copilul singur. E o soluție. Vreau să spun că pe timpurile când eram copil, de la 8 ani mergeam singur spre stadion. Nu exista să te aducă părinte. Grupul nostru deja se forma acolo, de la 8, la 12, la 13 ani, când eram acolo, veneam singuri. Și mi-am aducat aminte că veneam și din zonele limitrofe, cu autobuzul, că așa erau pe timpul. Acum, într-adevăr, există o comoditate și o grijă dusă la extrem față de copii.
Nu neapărat la antrenamentul de fotbal. Vorbim de școală, vorbim, în general. În general vorbim. Îl duce la canto, îl duce la dansuri, îl duce la balet, îl duce la fotbal. Mașină dus, mașină întors. Poate și părintele stă acolo o oră, două, cât își desfășoară copilul antrenamentul. Prea multă cucunoșeală, nu știu. Din discuțiile pe care am cu părinții, care sunt niște discuții extrem de interesante și revelatoare așa pentru atitudinea noastră, în general, ca părinți, toată lumea încearcă să-i supraprotejeze, ceea ce nu este ok. Pentru că copilul acela trebuie să-și asume, să experimenteze, să greșească și să-și înfrunte temerile. Dacă noi, ca părinți, îl cocoloșim, îi ducem într-o zonă de confort în care lasă că am eu grijă, lasă că nu te mai țin aici, te duc acolo. Pentru că copilul ăla suferă. Greșește când suferă, da? Dar are și satisfacția să îndrepte ceea ce a greșit. Și aceea este experiența de viață pe care noi suntem datori să o oferim. Nu putem să-i punem totul pe tavă. E pus totul pe tavă. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Îți spune una acum și apoi te întreb pe tine. Se suie fimea în, o pun acum vreo 10-15 ani, nu mai țin minte, 10 ani să zicem, nu? Să meargă cu autobuzul din Broșteni spre Micro 14. Și la un moment dat, după 2-3 stații, mă sună și zice, dar eu unde cobor? Deci habar n-avea zonele orașului, nu știa stațiile de autobuz, ce repere, credea că e în cosmos. Copilul tău, Sofia, merge la balet, la muzeu. E clar că n-are cum să meargă singură din Dorobanți până la muzeu. Corect. Da. Are repere. Da. Mă întreabă, apropo de asta, mă întreabă într-o zi, că eu știu drumul de aici până la școală și știu drumul până la casa de balet. Când ai să mă las singur? N-ai încredere în mine? Până la școală, hai că e cum e. Până la balet? Da, dar vreau să spun că începe să aibă atitudinea aceea de independență, să-și vrea, da, să-și dorească, să arate că poate. Ceea ce nu e puțin lucru. Și este un lucru pe care eu îl apreciez foarte mult. Și sper ca toți noi, părinții, să ne dăm seama că ei pot mai mult decât bănuim noi. Bănuiți voi. M-ați înțeles? Asta e ideea. Și atunci, dă-i copilului drumul să experimenteze. Lasă-l. Nu o să stea lângă tine. Trebuie să rupă cumva de tine o perioadă limitată, dar el se va maturiza. Și va veni schimbat acasă și atunci aș spune întrebarea, de ce n-a făcut-o mai demult? Greșelile. O ia pe strada X, pe strada Y sau nu știu cum. Se duce la sport și pierde. Intră la balet și pierde ritmul. Cântă la pian și mănâncă notele. Greșelile aduc victorii. Înfrângerile creează caractere. Îi întărești? Eu sunt convins că de aici pleacă esența victoriei, din înfrângere. Pentru că dacă mergi în victorie, în victorie, la un moment dat ai o impresie falsă despre ceea ce poți. Poate fi cu un moment de conjunctură, poate fi un moment, e clar un moment de conjunctură. Dar ei vor învăța de fapt și eu învăț din greșeli și din înfrângere. Pentru că atunci motivația nu este de a câștiga, de a se îmbunătăți. Și pe el, ca individ, și ca echipă acolo unde joacă. Și atunci ți-e greu să accept la început că vine un context de înfrângere, da? Lor își pun întrebări, dar noi de ce nu câștigăm? Dar noi când câștigăm? Și când câștigi, îți dai seama că ai făcut lucrurile corect. De aici pleacă tot. Din înfrângeri, din eșecuri. Eu prefer ca copiii să sufere în început, să-și asume, să înțeleagă cât este de muncit până ajunge acolo unde au și satisfacție. Domn profesor, multă baftă! Mulțumesc frumos!